Un puternic incendiu a izbucnit la o gospodărie din localitatea Vama joi seară. La fața locului au intervenit pompierii militari ai detașamentului Câmpul Lung moldovenesc, împreună cu lucrători ai serviciului voluntar pentru situații de urgență cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanță Smurd B2. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul casei de locuit și la o anexă corp comun pe o suprafață de aproximativ 160 de metri pătrați.